Motocicliștii au de parcurs aproape 6.000 de kilometri într-o excursie pe două roți. This trip will be from Denmark to we are back in Denmark again will be around 5,000 kilometers. 5-6,000 kilometers, something like that. Because now we, from here we go to Tulcea, to Delta Donary. Conducătorul grupului a fost printre primii turiști europeni care au vizitat România după 1989 și a rămas îndrăgostit de țara noastră pe care a promovat-o în Danemarca. Cât despre motociclete? It's my hobby and they have, what can I say, what part of my life. I have two things that were a big part of my life. They have been business and my motorbike and tourism.